Îți pun întrebarea clasică, Yoshi. Cum te-ai apucat de cântat? De unde ți se trage? Deci este o poveste destul de lungă. Dacă începem a porni din clasa 8-a, când mi s-a spus că nici măcar dintr-un cor nu pot să fac parte pentru că n-am voce deloc, am făcut liceu biochimie pentru că eram pasionat și de biologie. Între timp m-am săturat ca tot omul de teorie și doamna profesoară Grosar Liliana pur și simplu m-a găsit în liceu, că eu de fapt aveam un frate la pedagogic și el a fost la corul doamnei profesoare și eu, care credeam că, presupuneam că pot să cânt mai bine decât fratele meu, din ambiție m-am dus la doamna profesoară și parcă în 10 minute m-a acceptat doamna și mi-a spus că totul este foarte ok și eu foarte entuziasmat. În timp de 3 ani am cântat în cor, după aceea am plecat la București. Nu mi-a plăcut pentru că era destul de scump. M-am reîntors în Sfântul Gheorghe și m-am hotărât că ușor, ușor o să fac muzică. Și cu 6 luni înainte de conservator am început să mă pregătesc vocal și am intrat. Deci al treilea, cred, presupun, dacă mi-amintesc bine, și de aici pornește. Din câte știu eu, ai primit aprecieri din partea unor soliști importanți ai scenei noastre lirice. Așa e sau nu? Da, doamna Mariana Nicolescu a fost cea care m-a sprijinit în continuu și a tras de mine, mi-a dat siguranță, mi-a dat, cum să zic, încredere în mine, că sunt și eu om în toată firea, îmi trebuie să mă sperii foarte ușor și acum țin să îi mulțumesc dânsei, dacă mă vede. Mulțumesc doamne profesoare, mulțumesc lui Emil, care a avut încredere din prima clipă de când m-a auzit, și staffului Serii Albastre, care lucrează zi și noapte ca furnicile aici. Mulțumesc! Mulțumim și noi!